Salutare prieteni, bine ați venit, eu sunt Gosmen și da, astăzi vom face un nou episod de G-Craft în care vreau să vă dezvălui faptul că am pierdut salvarea aia cu casa aia modernă, că era gata făcută. Pare că astăzi vom munci la alta, ceva asemănător cu aia, mă rog, mi-a trecut prin minte să-l fac așa, modelul ăsta așa. Deja sunt la scheletul acoperișului, o să ne chinuim și la un noroc. Uite așa, nu. Uite așa, bun. Anyway, hai să ne uităm aici. Deci, ok, trebuie să continuăm cu asta. Și cred că o să mă gândesc cum o să fac, cred că o să fie așa. Ba, am scos una din astea. O să fie ceva de genul ăsta. Pula mea. Pula mea, zici că casa... Ne prezentăm maestria noastră de... adevărați builderi. Și da, exact cum am zis, astea sunt niște... Asta e scheletul. Trebuie să văd aici, să văd cum o să-l fac. Trebuie să-l fac și acolo cumva o chestie mai dreaptă și de acolo să fiu un pic în urcare. Hei! Hei! Mama mia! O complicat, credeți-mă! Da, suntem la scheletul lui Abea, e... Ceva de genul, o să arate ceva înalt. Oricum, o să fie ceva înaltă. Prima cameră am cam făcut-o. Am făcut pe modelul ăsta așa. Bun. O să-i facem și de la descară toate cele, numai să... Imediat e gata. Finalizarea proiectului. De așa, pac, 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 pac. Wow! Și aici punem straturi de geamuri. Știu, e exagerat de multe geamuri, dar... Asta, de fapt, nu e un balcon, e o bucată din... Pentru că, gen... Cazonieră, această construcție nu are așa balcon aici. Aici e o zonă mai lățită, mai așa, să poți să-ți pui mai de toate, știi? Și aici punem calculator, toate alea, și punem un geam. Ok, hai să punem geam. Data asta punem geam de genul ăsta. Aici punem cu strat mai gros, pentru că suntem cu privire spre soare. Și pe urmă o să vă fac un episodul următor. Vă voi arăta cum voi moderniza casa pe interior, pentru că trebuie să-i fac fundație. Trebuie să-i fac instalațiile necesare de apă, de cablu, internet și toate cele.
Deocamdată doar finisăm astea. Hei, sticlă multe, așa. Pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Așa, pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Stalețele de lumină o să le facem. Și mai avem asta. Gata, camera asta e făcută. Wow. Mă, că aici e o singură problemă. Stați așa, trebuie să-l... Așa, cumva... Hei! Te facem așa. Așa. O acoperim, știți voi, ca să arate mai... Wow. Oh, sticlă! Unde-i sticla? Sticlă! Haide, mă! Unde-i blocul de sticlă? Jesus Christ, am uitat blocul... Unde-i blocul de sticlă? Bă! Băi, genius, unde-i blocul? Asta este sticla nu. A, uite omul, doamne, deci trebuie să ții minte. Și o să-mi iau lecitină, nu să cam... Uit. Așa, aici. Deci aici are intrarea așa, living-ul e așa. Undeva pe aici, unde e peretele ăsta, vreau să-i pun scări. Cum e modelul ăsta, așa. Bun. Opac. De fapt, așa, aici. Nu, aici. E bine cum am pus. Pac, pac. Pac, pac, pac. Hei. Pac, pac, pac. Doi, pac. Așa, mie îmi place cu modelele astea, așa. Și așa. Ia să vedem. Pac, pac. What? Ah, fuck, frate! Stricat toată asta. Trebuie să mut scara undeva aici. Nu e nicio problemă, facem așa. Pat, stați. Și facem... Pac. Pac. Pac, pac și pac. Nu? Așa, pac. Da. Pac. Ok, e bine.
Doar așa. Ia să vedem urât aici. Nu, hai că nu se vede urât. Scoatem rândul ăsta, uite așa și... ok. Așa, și să vedem în încheierea asta. Asta este finalizarea, oameni buni. Asta este casa, toată casa construită după bunul meu plac. Deci e mult mai frumoasă decât asta. Uitați-vă cât de elegant poate să fie. Deci asta este o vilă de vacanță foarte elegantă. I-a mai dat așa o formă, nu e chiar dreptunghiulară, dreptunghiulară acum. I-a mai dat o formă undeva în spate, așa. Episodul următor o vom finaliza, mă rog, e finalizată construcția. Gata, acum nu mai am nimic chiar de pus în ea asta. În episodul următor vom pune... vom face restul aplicărilor pe casă, însemnând pus uși. Pus niște chestii pe acolo în plus și minus, instalația de instalația prima oară o facem, apă, curentul și toate celelalte. Ia să vedem cât are. Ouleu, 177. Oh my Jesus Christ. Ia, vreau să mă... nu cred. Da, doar dacă mă îndepărtez și mă uit așa, e mare, da. Da, ne vedem pe data viitoare. Eu vă spun, ciaules, copiii mei frumoși ce sunteți. Dăm și un save ca să vedeți că sunt salvate. Să se salveze tot. S-a salvat? Da, s-a salvat.